Cerealele se vând cu prețuri nejustificat de mici în opinia agricultorilor. Astfel, România riscă o pierdere de 2,3 miliarde de euro și anume 1,6% din PIB, susțin reprezentanții Ligii Asociațiilor de Producători Agricoli din România. Fermierii români nu își pot acoperi cheltuielile decât în proporție de 70%. Vor fi nevoiți să găsească orice soluție pentru a-și putea susține creditele. Va duce la îngreunarea situației și astfel ne putem aștepta la un faliment în bloc al agriculturii, a declarat Laurențiu Baciu, președintele Ligii Asociației Producătorilor Agricoli din România. Cel prin urmare sprijinul executivului. Propunem guvernului identificarea de urgență de fonduri pentru subvenția motorinei în agricultură, mărirea valorii plăților pe hectar, intervenția pe piața agricolă prin accesarea urgentă a Fondului European de Garantare Agricolă, a adăugat acesta. Marius Troescu, directorul Agenției de Plăți și Intervenții pentru Agricultură în Argeș, afirmă că pentru 2013 nu se poate mări subvenția la hectar și consideră că cererea este tardivă pentru că trebuie acordul Comisiei Europene.